Arsenie Boca este considerat ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului 20. La mormântul său de la mănăstirea Prislop din țara Hațegului se perindă zilnic sute de pelerini. Cea mai puternică rugăciune a lui Arsenie Boca, una dintre cele rostite de credincioși, este considerată făcătoare de minuni. Este o rugăciune extrem de puternică pe care părintele Arsenie Boca o rostea adesea pentru a primi binecuvântarea Domnului și îi ajute pe oameni să scape de blesteme și de boli. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, în toată ziua, să am grijă să mă lepăd de mine însămi, ca nu cumva, ținând la mine, să te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfântului tău nume să-mi creeze în minte mai mult decât fulgerul de pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus ținte pe ochii minții noastre. Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre, și toate împreună au făcut temniță în care te țin fără cercetare, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și desădiți până la pământ. Doamne, Cela ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței ce te ține. Aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vin taină între oameni, ai milă și vină de te slălăsluiește întru noi, dinpreună cu Tatăl și Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești Tu de aproape de sufletele noastre și cât de departe suntem noi de Tine prin păcatele noastre. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi și să trăim în veci prin viața Ta. Lumina și bucuria noastră, slavă Ție! Aceasta este rugăciunea părintelui Arsenie Boca, care îi ajute pe oameni să scape de blesteme și de boli. Iată o altă rugăciune a părintelui Arsenie Boca pentru liniștirea, împăcarea și mântuirea sufletului în credință către Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos. Rugăciunea iertării. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut. Pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit, pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit, pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles, pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat, pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o, pentru bucuria care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o, pentru lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o, pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o, pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit, pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teamă nu am îndrăznit să pășesc, pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o, pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne, și a împărăției Tale divine. Pentru tot ce știu și nu știu că am greșit pe Tine, Doamne, care ești mila și iubirea infinită, Te rog, iartă-mă și mă îmbracă cu nesfârșita Ta iubire și lumină. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată frumusețea pe care am văzut-o izvorând din Tine, pentru muzica tăcută a inimii Tale, pe care mi-ai dezvăluit-o auzului, pentru tot ce am simțit bun și minunat în viața mea, pentru tot ce prin harul Tău am înțeles, pentru lumina pe care am sorbit-o în adâncul Tău, pentru iertarea pe care am dăruit-o, am dobândit-o în pace, pentru bucuria fiecarei clipe trăite în Tine, Doamne, pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogățit ființa, pentru viața mea care e a Ta,
o mică parte a sinfoniei existenței, pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii tale pentru mine, pentru necunoscutul în care am pășit plin de curaj regăsindu-te, pentru iubirea copleșitoare cu care mă voi dezmierzi clipă de clipă, pentru tot ce am creat prin tine bun și frumos, aducând cu umilință laudă împărăției tale divine. Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea, îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele, în numele lui Iisus. Amin. Rugăciunea de seară a părintelui Arsenie Boca. Dumnezeule veșnice și împărate a toată făptură, Cel ce mi-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, că sculându-mă din ticălăsul meu așternut, bine să fac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele. Și mi-ajută cu harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Izbăvește-mă, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă întinează, și de poftele cele rele, că a Ta este împărăția, pururea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pacea sufletului aduce pacea trupului. Studii efectuate recent dovedesc că rugăciunile sunt foarte eficiente și foarte binefăcătoare nu numai sufletului, ci și trupului. Rugăciunile părintelui Arsenie Boca au efecte nebănuite dacă sunt spuse zi de zi, nu numai atunci când te simți încărcat de păcate, nemărturisii sau când ai foarte multe griji pe cap și când evenimentele negative din viața ta par a nu se mai termina vreodată. Pacea sufletului aduce pacea trupului, spunea părintele Arsenie Boca. Liniștea creierului aduce liniștea tuturor celorlalte organe din corpul tău. Tot organismul lucrează mult mai bine atunci când ești liniștit și mai ales liniștit sufletește. Te vei simți cu totul altă ființă dacă vei începe și vei încheia ziua cu câtă o rugăciune a părintelui Arsenie Boca. Starea ta fizică se va îmbunătăți vizibil dacă îți vei dedica zilnic câteva momente relației cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunilor părintelui Arsenie Boca.